Locuri și clădiri inspiraționale din Constanța, fotografiate și apoi puse pe pânză. Iată o expoziție inedită de Ziua Constanței. Galeria de pictură Constanța, arhitectură veche, dedicată orașului nostru, este expusă la Centrul Cultural Teodor T. Burada în această săptămână. Cum creează artistul Viorel Ungureanu? Iese pe teren, fotografiază locurile sau clădirile care îl inspiră, iar mai apoi pune totul pe pânză. Cazinoul, Vila Șuțu, Biserica Grecească și Stradela Vântului sunt unele dintre operele cu care pictorul ne-a mărturisit că se mândrește. Constanțenii se pot bucura de expoziția de artă în această perioadă până pe 22 mai. Dacă ne uităm bine, toată arhitectura din Constanța nu are un aspect strict. El se combină, de fapt, cu pretenția celui care a comandat proiectul. Eu merg pe teren, pozez ce îmi place, ce consider eu că vreau să lucrez și vin acasă și le lucrez. Pe teren ori se schimbă lumina, ori bate vântul, ori nu sunt peisagist ca să lucrez în peisaj direct.